dragi miri, Silviu și Otilia, stimate familii, iubiți și surori, nunta este un prilej de bucurie, prezentările au fost făcute, eu mă bucur să fiu în această zi la nuntă și am ales pasajul acesta în care Domnul Isus participă la o nuntă. Avea Costache Ioanid o poezie despre nunta din Cana și concluziona poetul și spunea, o ce bine e la nuntă când la nuntă e Isus. Mă bucur și cred că cei doi în această zi l-au chemat pe Domnul Isus aici la nunta aceasta. Iată că am citit cu atenție pasajul acesta și foarte interesant, iubiți și surori, că după alegerea ucenicilor, Petru, Andrei, Filip, Natanael, ceilalți ucenici, cu rugăciune, sigur, Domnul s-a rugat pentru alegerea aceasta și le spunea ucenicilor, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. După ce Mântuitorul așează temelia bisericii, chiar îi spune lui Petru, tu ești Petru, tu te chemi Simon, dar te vei numi Petru. După ce așează biserica, prima lucrare la care participă este o căsătorie. Eu cred că aceste două mari valori pe care le-a așezat Dumnezeu, Biserica și familia sunt instituții puternice pe care diavolul vrea să le distrugă, vrea să le anihileze, să le înlăture, dar Mântuitorul spunea despre biserică că diavolul nu va reuși, eu voi zidi biserica mea, spunea Mântuitorul și porțile morții și alocuinței morților nu o vor birui. Și tot așa și despre familie, Domnul Iisus este Cel care dorește să se implice în viața de familie și spune cartea sfântă că funia împletită în trei nu se poate rupe. Recomand celor doi și cred că l-au chemat pe Domnul sau rugat pentru Domn, pentru ca Domnul să fie prezent la nuntă, le recomand și în continuare să l-aibă pe Domnul în toate acțiunile vieții lor. E bine când Domnul este implicat în viața de familie. Este bine să începi și să închei cu Domnul. După ce l-ai rugat să te ajute, să poți să-i spui mulțumesc, Doamne, căci tu ai fost cu mine. Doresc ca cei doi să înțeleagă aspectul acesta. Mă bucur că această familie din Cana au fost atenți și l-au chemat pe Domnul, și Domnul a venit și cu ucenici. Eu o spun celor doi și Biblia recomandă ca familia creștină să fie o familie ospitalieră. Apostolul Pavel recomandă și spune, au fost oameni care au găzduit prin această primire de oaspeți pe îngeri. În vremea noastră stăm cam rău la capitolul acesta. La capitolul acesta al relației cu cei de lângă noi. Probabil a fost mai greu să fie la nunta aceea atât de mulți invitați, să fie Domnul Iisus, cu ucenicii, dar eu cred că mirii au insistat și au spus Învățătorului: Învățătorului, vino, dar vino și cu ucenicii tăi. Poate că mulți vă uh, jignesc, poate că mulți nu vă primesc, aș vrea să fiți la noi la nuntă. Și citim atât de frumos în pasajul acesta, deși e nunta aceasta din Cana are un specific evreiesc și uh, frații predicatori cam ocolesc pasajul acesta datorită minunii acestea pe care Domnul a făcut-o, așa scrie, noi așa citim și noi credem că Domnul a fost acolo prezent la această nuntă. Citim mai departe, iubiți și surori, și aș vrea să mă adresez, sigur, în mod deosebit celor doi care pășesc astăzi pe drumul acesta. Îmi place așa de mult să Mă uit în Cuvântul lui Dumnezeu. Ar fi bine în viața de familie, în viața de credință, în viața de toate zilele să ne raportăm întotdeauna la Cuvântul lui Dumnezeu. Observăm că, deși a fost Domnul prezent la nuntă, deși cei doi l-au chemat în această zi la căsătoria lor și Domnul este prezent, va rosti bine cuvântarea, va rosti cuvinte bune pentru cei doi. Se va angaja Domnul să-i păzească, să-i ocrotească, sunt convins de aceasta, totuși iată că deși Domnul este chemat, deși Domnul este implicat, poate să apară o criză, o situație de nedorit. Ca în cazul acesta de față a venit, au venit la mama Domnului ca să medieze, ca așa se întâmplă și mama a mai fost folosită în anumite împrejurări pentru mediere, Domnul Isus și-a respectat mama, și-a respectat a respectat-o pe cea pe care l-a crescut, sigur, și a dat seama de această valoare și niciodată nu a desconsiderat-o, chiar acolo pe cruce, printre ultimele cuvinte ale Domnului Isus, a predat-o lui Ioan și a spus, fiule, iată mama ta, și i-a spus mamei lui femeie, iată fiul tău, și din ziua aceea, spune cuvântul, Ioan a luat-o acasă. A apărut această criză. Se poate când Domnul este prezent să apară și crize? Citesc tot în Evanghelia după Ioan și vă rog să citiți împreună cu mine, în Ioan capitolul 11, este prezentată aici o familie în care Domnul poposea cu bucurie în Betania, erau cei trei frați rămași orfani, era Maria, Marta și fratele lor, Lazar. Și citim aici, în capitolul 11 din Evanghelia după Ioan, că surorile au trimis la Domnul, la Domnul Isus să-i spună, versetul 3, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Și citim în versetul 5, foarte interesant, și Iisus iubea pe Maria, pe Marta și pe Lazar. Și cum, Doamne, într-o familie unde Tu poposești, într-o familie pe care Tu îi iubești, a venit boala? Da, stimați frați și surori, stimați miri, suntem într-o lume imperfectă, trăim încă pe pământul acesta, e adevărat că pregătim împărăția lui Dumnezeu, dar în lumea aceasta, spunea Mântuitorul, veți avea necazuri. Dar îndrăzniți, spunea Domnul Isus, eu am biruit lumea. Frate Silviu, sora Otilia, deși îl chemăm pe Domnul, deși ne rugăm, pot apărea aceste frământări. Veniți cu ele la Mântuitorul. El a biruit lumea. El este Cel care a coroit un drum, El este Cel care ne-a promis că nu ne va lăsa cu niciun chip, nu ne va părăsi. Domnul să vă binecuvinteze și să vă ajute să-L urmați cu credincioșie. În continuare citim o expresie pe care a spus-o mama Domnului Isus și o recomand tuturor familiilor prezente, în mod deosebit celor doi în această zi. Mama și-a dat seama că pentru a se realiza o minune trebuie să asculți ceea ce spune Mântuitorul, Domnul, Învățătorul. A spus slugilor, deși Mântuitorul nu era dispus la ora aceea, a spus femeia, nu mi-a sosit încă ceasul, Domnul mereu a vorbit contemporanilor săi și le spunea să nu pună pe primul loc minunile. De aceea el n-a fost dispus în momentul acela să facă o minune. Vroia ca ei să crească din punct de vedere spiritual și să-L creadă pe Dumnezeu, nu numai pentru minuni. Chiar într-o împrejurare, Mântuitorul spunea, dacă nu vedeți minuni, nu credeți? Și n-ar fi vrut ca baza să fie minunile. El vrea ca noi să-L ascultăm și să credem cuvântul și să-l credem pe cuvânt pe Mântuitorul. Dar mama și-a dat seama și a spus celor de acolo să faceți tot, adică orice vă va zice. Eu recomand mirilor de astăzi, familiilor întemeiate mai de demult. Eu mi-aduc aminte cu plăcere, tot la sfârșitul lunii iulie se împlinesc 37 de ani când m-am căsătorit în biserica aceasta, am avut masa la subsol și mi-aduc aminte cu bucurie și iată că anii trec foarte, foarte, foarte repede. Copiii de altă dată au crescut mari, copiii mei au crescut odată cu copiii familiei Sârbu, în grupul 1, la cântări, Adi și cu Mariana au fost colegi de clasă și iată timpul zboară foarte repede, nu mai sunt copiii de altă dată, acum sunt oameni mari, se așează la casele lor și toate acestea cu ajutorul Domnului, numele Lui să fie binecuvântat. Să faceți tot ce vă va spune. Iubiți, frați și surori, un pasaj de nuntă este în Cartea Colosenilor și eu vreau să zăbovim puțin la această expresie. E nevoie ca noi să respectăm Cuvântul lui Dumnezeu, deși uneori poate ne vine mai ușor să facem altfel decât scrie Biblia, poate ne este mai comod, dar triumfă Cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spune Apostolul Pavel, un om care a avut multe sfaturi și. S-a citat aici din Cartea Efesenilor. Eu vreau să vă citesc în această zi din Coloseni. Să înțeleagă Silviu și Otilia, să înțelegem noi toți cei căsătoriți, alături de frumoasele cuvinte pe care le-am auzit. Într-adevăr, este recomandat acest vocabular să fie în viața de familie. Iată ce ne spune Apostolul Pavel în Cartea Colosenilor, apropo de expresia Mamei Domnului Isus, să faceți tot ce vă va cere. Spune aici în Cartea Coloseniului, capitolul 3. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu lungă răbdare, parcă regăsim cuvintele despre care s-a vorbit aici, îngăduiți-vă unii pe alții, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Și acum, triunghiul de aur, cuvântul, rugăciunea și cântarea. Să faceți tot ce vă va spune. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu Scriptura, cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumiri inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și rugați-vă, mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tată. Într-o altă împrejurare, apostolul chiar așeza rugăciunile și spunea să faceți rugăciuni, cere, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Domnul să-i ajute pe cei doi să facă ceea ce cere Scriptura, să respecte acest cuvânt al Domnului, așa cum au înțeles contemporanii Domnului, așa cum a întrezărit mama Domnului, așa cum ne spun slujitorii bisericii, o familie fericită este o familie care își zidește casa pe stâncă și face ceea ce spune Scriptura. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Mă uit, iubiți frași și surori, la contextul acestei minuni. Spune cuvântul: erau acolo șase vase de piatră, pregătite parcă pentru lucrarea aceasta, dar aceste vase erau curățite, după obiceiul iudeilor. Citim aici. Știți ce am constatat? Am înțeles că Silviu a activat și vor activa în continuare în lucrarea de misiune. E foarte bine. Binecuvântarea vine în casă dacă îl slujești pe Domnul. Atât cât te dăruiești tu lucrării lui Dumnezeu, atât cât faci tu ce spune El, va face și El ce îi spui tu în rugăciune și te va ajuta. De aceea vreau să vă spun, dragi Miri, stimați ascultători, Dumnezeu lucrează prin vase pregătite. Apostolul Pavel spune lui Timotei, dacă cineva se curățește, devine un vas folositor stăpânului său. În biserica din Antiohia, fapte capitolul 13, foarte interesant, ei se rugau, posteau, spune aici, erau niște proroci, învățători, Barnaba, Simon, Luciu, Manaen, Irod, care crescuse cu cărmuitorul Irod și Saul. Erau niște oameni care slujeau Domnului, posteau și se rugau și Duhul Sfânt a spus, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Ca să fii la îndemâna Domnului, ca să te folosească Domnul în lucrare și Domnul lucrează și în familii, trebuie să fii pregătit. Să fii pregătit să asculți, să fii gata, să fii curat întotdeauna în comportamentul tău, în relația ta cu partenerul de viață. Știți că Apostolul Petru, un familist convins, a spus fraților, dacă vreți, bărbaților, dacă vreți să fie ascultate rugăciunile voastre, purtați-vă la rândul vostru cu înțelepciune, dați cinste nevestei, este un vas mai slab, spunea Petru, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre, pentru că împreună veți moșteni harul vieții. Trebuie să fiți pregătiți trebuie să fiți la îndemâna Domnului. Doamne ajută-ne și Doamne ajută-i pe cei doi să fie destoinici întotdeauna pentru orice lucrare bună. Mergem mai departe, iubiți și surori, și citim aici nunul acesta, un om înțelept, ne vorbește ceva în această zi, că în lumea lui Dumnezeu, în lumea noastră, este o ordine. El nu știa de unde vine vinul acela, minunea s-a făcut și îl cheamă pe mine și spune, măi, aici s-a întâmplat ceva, trebuia o altă ordine. Ce vreau să vă spun, stimați ascultători, ce vreau să vă spun, dragi miri, în lumea noastră este o ordine. Atunci când se perturbă echilibrul acesta și se strică ordinea aceasta, apar probleme și trebuie să vină conducerea, trebuie să vină frații, să concilieze, Este o ordine pe care a lăsat-o Dumnezeu. Și Apostolul Pavel ne vorbește despre această ordine și spune: Hristos este capul oricărui bărbat, bărbatul este capul nevestei, aceasta este ordinea pe care a lăsat-o Dumnezeu. Scriptura ne vorbește despre ordine și disciplină. Dacă vreți să aveți liniște și pace în adunare, dacă vreți să aveți liniște și pace în familie, păstrați ordinea pe care a lăsat-o Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Și Domnul să le dea putere celor doi să înțeleagă lucrul acesta. Spunea un frate că el a împărțit familiile în trei categorii. Și foarte ușor de reținut, Domnul îmi pune pe inimă gândul acesta în această după masă și spunea respectivul așa, familia în care se zice, taci tu să vorbesc eu, familia în care se zice, scoală-te tu să stau eu, sau familia în care se spune, fă dumneata cum vrei. Acolo unde poate soțul va spune, taci tu că eu trebuie să vorbesc, eu sunt capul. Se întâmplă și așa. Sau s-ar putea să fie familia în care soția să spună, dar scoală-te tu să stau eu, că s-a obosit, am muncit. Se poate și așa. Dar ce bine este ca în familie să se poată spune mereu, alături de expresiile pe care le-ați auzit atât de frumos, fă dumneata cum vrei. Doamne, ajută-ne la aceasta. Repet, este o ordine. Iar în final, iubiți frați și surori, stimați miri, am citit și citim în Cartea Sfântă că acest semn, această minune, a fost un început al semnelor Domnului. Dragi miri, vreau să vă spun că voi puteți să continuați, să-L chemați pe Dumnezeu, Domnul poate să vă dea lucrări în casa voastră, să continuă semnele și minunile. Este, a fost numai un început. Astăzi este un început al drumului vostru. Chemați-l pe Domnul că El va continua să lucreze în familia voastră. Îi mulțumim lui Dumnezeu că este prezent, îi mulțumim lui Dumnezeu de făgăduințele Lui, îi încredințăm pe cei doi în brațul Domnului, le dorim o călătorie binecuvântată. Și Domnul să fie și să rămână cu ei, amintindu-și sigur de cuvintele din ziua de astăzi, amintindu-și de lucrarea din Cana Galilei, amintindu-și de multele lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră, de când am fost copii și până când ne-am făcut oameni mari, așteptând sigur încheierea existenței noastre, tot cu o nuntă, când Domnul Isus va fi mirele, iar biserica lui, bine pregătită, îmbrăcată în alb, așa cum este Otilie astăzi, să-i putem fi mireasă. Și Domnul pe toți să ne ajute. Amin.